Roxana? Da. Tu ce căutai acolo? Unde acolo? Eram în casa mea. De ce te-ai dus la scări? Pentru că știam că o să ducă la el și știam că o să îi facă capul praf. Și te-ai gândit să-i... Să-i apărarea, da. Cum? Stând acolo, să vedem ce vrea să facă. Și nelăsând-o să treacă? Da, nelăsând-o. Mi-am pus bariera mea, adică așa. Dar ce i-a pus? Eu prima? Dar ce i-a pus? Zis, hai, a zis, alo, s-a enervat de altceva. A zis eu, fake-ule, ești un fake. Ești un fake, mă, fată. Zbier, ții, faci că tot așa. Dar nu i-a pus un zid. Și de atunci a început tot, că a început să zic, dacă îi punea un zid. Dar nu i-a pus un zid, dacă vrea să vină la mine, venea la mine. Nu se oprea acolo. Și nici nu avea de ce să vină la mine, că eu am vorbit ok despre ea. Iar tu, Manuela, în casa băieților? Eu am primit mesaj. Să vin în casa băieților. Deci niciunul n-avea voie să... Nici Manuela să vină acolo, nici el. Eu m-am dus să mai temperez un pic spiritele, că erau fetele prea agitate. De-aia m-am dus. Și după am zis că am și oportunitate să să mai vorbesc cu fetele. Sau ai pus să scap de Manuela pentru că venise aici în casă? N-aveam ce să fac aici. Pur și simplu, ce am avut de lămurit, da. Am lămurit. Și m-am dus în partea aceea să mai vorbesc și cu fetele și să le liniștesc puțin pe... Sau vrea să dea bine pe lângă fete. Cum? De ce? Sau bine? Vrea să dea bine pe de lângă ce fete? Bine? Că... De ce? Fiindcă urmează gala. Asta a fost Hai mă, Bianca, mă, bă, Bianca, suntem copii. Ce copi... Ricardo, crezi că nu te cunosc? Suntem copii, nici mă, Bianca. Crezi că nu te cunosc, Ricardo? Noi nu știm unde... Bă, Bianca, hai mă, ce... Cunosc Ricardo. Hai mă, nu e asta. A, uite, știți adorarea, aceeași părere. Ups. Nu, hai să... Ca să zic, nu, să zic de la început. Că și eu m-am gândit la chestia asta. Adică, când a fost Jador, știi, cu cearta. Da. De pe aici, în loc să... temperezi sau să ăsta, ai plusat, adică ai zis, bă, nu era frumos, nu se face așa. Da. Ai dat, da, ai dat-o la două. Da, păi da. Perfect adevărat, nu, perfect adevărat, da, nu am trebuia zis să zic adevărul. Și da, Londra i-am spus. Tu te-ai luat și te-ai dus în casa fetelor, că le-ai simțit nervoase și atunci ai mers și ai plusat și ai dat în Jador. N-a plusat, din contra, a vrut să ne tempereze, n-a plusat, da, da. Eu am vrut să ne temperez și ce-am zis. El ținea cu voi, eu țineam cu ei și cu Bogdan, i-am spus și de Bogdan. Era contra noastră mereu. S-au luat ele de mine, că de ce vii aici să te iei de noi? Că nu! Era contra noastră. Eu m-am luat de ele, că de ce? Să nu mai vorbească și să intre și asta. Atunci, da, atunci. Eu nu, nici... Uite, întreabă-le și te uiți să vezi că nu. Da, și să nu exagerăm și eu. Da, asta am făcut. Bogdan Jador, unde ați fost? Am fost, ne-am plimbat puțin ca să ne calmăm, să nu avem vreo reacție de care nu am fi mândri. Nu putu să vorbească, e prin mesaje și trebuie să mă apară, să nu fie filmat sau registrat. Sau s-a dus să-l pupe? Unde? Partea dorsală. Bogdan, te-ai dus după Jador să-i dai un pupic? Da, un sărut am vrut. Nu, Jador, am mers după Bogdan. A, Jador după Bogdan? Da. Partea... dorsală. Posterioară. Da, posterioară. Și ai reușit? Ha? Ai reușit? Am dat... Iar vezi? Vlad. Da. Vreau să vorbesc puțin? Da. Vreau să îmi cer scuze fetelor pentru comparația pe care am făcut-o. Nu am vrut să le jignesc în mod direct, s-a înțeles altfel. Indirect. Mai spun o dată? Nu mă aud? Nu, ce le-ai spus? Le-am spus că au dansat ca și cum. Fete la stradă. Eu nu am spus că sunt așa, am spus ca și cum, am făcut o comparație. Ce și îmi cer scuze pentru că am făcut comparația. Ce? Ca și cum ar fi Germania, gen. Pentru Germania. Da. De pe stradă. Nu, de pe stradă. Germania. Bine. Vorbește mă ce zici. Am făcut de care se zice în Germania. Da. Am spus că ați dansat ca și cum aș face preselecții pentru Germania. Nu, a fost o comparație mai proastă. Iartă-mă că te întreb, orice fată care se duce în Germania se duce la... Nu, nu. Nu, nu dar asta nu știm la ce s-a referit, știm ce au vrut să spună, să insinueze, așa că... Nu asta am vrut să dau de zis, dar într-adevăr a fost o... Exagerare. O exagerare a mea, îmi pare rău. Ba, mi-am dat seama, puteam să o gândesc mai, dar n-a fost o chestie gândită. Să mă ierte fetele, că nu, chiar nu am vrut să le jignesc. N-ai vrut, dar ai spus-o. Da, iertați-mă, chiar nu am dat. Nu vreau dar spun. Stai liniștit că nici ele n-au fost mai bereze. M-am rugat, chiar m-am rugat să mă... Păi dacă el începe... Păi n-ai cum. M-am rugat să mă calmez, am încercat să mă temperez. Au dreptate, eu am început. Suntem una dintre noi. Au dreptate, eu am început. Dar ce ai tu cu noi? Vreau să te întreb. Ce-l interesează? Ce faci? Ce ai dat cu părerea? Asta chiar nu am nimic. Ce ți-ai dat cu părerea? Îmi cer iertare, chiar nu am vrut să te jignesc. Îmi cer iertare, da. După ce ai pomenit numele ăla, după ce mi-ai făcut așa, cer iertare. Da, iartă-mă, chiar nu... Eu te iert, dar ăla poate nu te iartă, na.
Nu, ce să faci? Dar nu începe cu amenințare. Dar un ex, dar noi de amenințare, e vorba că îi pomenești numele, mă, dar cum îți permiți, mă, Jador, să vorbești numele? Nu, ca noi ce... L-au iertat. Nimeni nu-i superior. Da. A, l-a și sunat, am înțeles, frica. Frica? Da, am înțeles, am înțeles că poate... Partea mea. Na, dacă ne luăm de Andreea, trebuie să are purtător de cuvânt, așa că am vorbit direct cu sursa. Foarte ca bine, să mă bucur. Și nu a fost bătaie în retragere, ba din contra, am zis că dacă... Eu nu înțeleg, Andreea, tu ai un fost iubit cu care tot ameninți oameni. Da, de 5 ani de zile... Nu, da, am fost iubit, ca ei îl sună, ce treaba mea? Nu, de fapt, Andreea, la primul nostru conflict s-a apucat și a scris. Lui. Nu. El mi-a scris mie. Foarte bine, eu făcut și când te prinzi să-ți dea și ție și lui, dacă mai vorbim. Da, iubitul tău are altă părere, Andreea. Eu nu cred. Iubitul e un băiat cu bun. Dar nu iubitul meu, e fostul. Iubitul e fostul, nu știu ce e. Păi dacă nu știu de ce vorbesc. Așa, nu știu. E un băiat cu bun simț și chiar... Nu știu cum s-a asociat cu o astfel de persoană. Adică? Care, el sau eu? El a înțeles ce s-a întâmplat. Eu n-am bătut în retragere, pur și simplu l-am pus în temă. Andreea. Că dacă să mai vorbești și mult... Băi, Pirui, mă cunosc... Băi, Pirui, mă cunosc în România. Poți să mă ameniți pe mine cu ce vreau. Nu te ameniți! Îi pomenești numele, nu te ameniți! Ba, băiatule, n-au pe mine! Pe mine mă iubești inclusiv bărbatul ăla. Când îi spune că ea târnă capul și din asta, e cam amenințare, dar mă rog. Eu am spus așa ceva. Ai zis, că e interdicție în România. Pe mine să mă ierte. Chiar nu am vrut. Andreea, mâine o să te vadă, am spus. Dacă tu îi pronunți numele, probabil o să aibă treabă cu tine, dar n-am chiar să-ți treabă. Da, chiar, exact așa s-a exprimat. Dar tu când ai auzit așa ceva? Eu când era conexiunea, dar nu e ca și cum mă berez. A zis, da. S-a făcut conexiunea. A zis așa ceva? Înregistrat. A zis. Există înregistrare. Tu m-a spus că am auzit în boxă că l-a sunat. Ok, eu nu aș vrea. V-a spus că am auzit. Eu nu aș vrea. Pe cuvântul meu, dacă eu cu bărbatul ăsta am vorbit vreodată la telefon, sau el. Băi, haideți să vă lămurim. Fostul meu iubit. Actualul, pardon. Negru. Doamne ferească să nu poți tu să ameninți lumea cu care, scuze-mă, cu care intri într-un conflict, cu fostul iubit de acum 5 ani. Pa, nu că pot. Da, poți să ține spatele, Bogdan, ce ai? Deci, uite, că ai iubit-o și respectul în continuare. Și ea a făcut pentru ea. Doamna Andreea, n-are rost. Vreți să o lăsați să vorbească? Vreau să mă mahalagesc aici. Nu, vrei, dar nu asta e! Am greșit să-mi calm. Afară, poți, dar nu-i prea trezit. Afară, afară. Sunt calm acum, nu vreau să mă fac. Calmat. Te bă de aici. Ai, nu vreau să fac greșeală. Ai început o luptă, du-te mai departe. Exact. N-am început o luptă. N-ai început, dar asta e frumos, faci de o lună încoace. Nu, eu mă, dacă încep o luptă, o iau cu cineva de nivelul meu. Voi sunteți fete, n-am văzut să vă jignesc. Am văzut. Păi ne-ai jignit deja. Da, într-adevăr. Mă, lași să vorbesc. Iertați-mă, chiar n-am vrut. Lasă-mă să vorbesc. Iertați-mă. Ok, nu trebuie să jignești. Nu trebuie să jignești. Lasă-mă să vorbesc. Adică, vezi, îmi cer iertare. Trebuie să faci același lucru. Nu mie, mamei. Lu mama, că se uită la tine. Că tu nu te-ai gândit că ne-ai făcut... Nu te-ai gândit că și noi avem părinți. Lasă-mă să vorbesc. Eu n-am zis că ați dansat ca și cum. Am făcut o comparație. Ce comparație? Ce ești iubitul meu să-mi dai tu mie comparație? Să cum adică? Păi, dar nu spune bărbatul meu. Dacă aș fi fost iubitul tău, nu m-aș fi fost mândru. Ce? Acum, nu, bă, nu vreau să mă cer, doamna, nu vreau, plec, plec. Nu vreau să mă cer. Eu nu sunt aici. Opriți-vă. Așa. Fostul meu iubit. Nu e fostul meu iubit, e fostul meu iubit. De acum 10 ani. Am fost 4 ani împreună. După el a existat altul. De 6 ani. Nu e cel care m-a spus când am intrat. Bun. Eu am rămas în relații bune cu el. Nu mai are iubită, sau nu știu dacă are. Eu nu am, nu mai am iubit. Normal, de-aia am venit aici. Și a rămas în relații bune. Se cunoaște cu familia mea, dar nu mai sunt cu el. Vreți să vi-l arăt într-o pol sau vreți să-l vedeți? Că e destul de bărbat să nu mă lase să stau aici. Ce-i cu voi? Voi chiar nu judecați. E cel care l-a amenințat pe tatăl lui Livian? Nu l-a amenințat, niciodată nu l-a amenințat. Pur și simplu a spus, spune lui Livian să mai vorbească cu Ruca Andreea, pentru că și peste 10 ani, peste 15, chiar dacă o să aibă copii, o să fie căsătorită, eu țin la ea, a rămas în relații bune, eu o să mă bag cu, și o să ajung cu ce pot. L-a sunat pe respectivul, i-a spus, spune-i fiului tău să nu mai vorbească urât, o să-i spun și eu, ei să nu mai vorbească urât. Nu l-a amenințat nicio secundă. Bun. Când a fost acasă, a auzit că Mocanu vorbește la adresa lui, că știam că la el se referă, mi-a spus, dă-mi numărul. Arată-mă mesajele, că mă enervează. Lasă-mă un pic să spun. Dă-mi arată-mă numărul lui. Da, avem dovezi, să arate mesajele. Dar nu-i vorba, tu mă las că vă omeniți, dar lasă-mă să arată mesajele. Nu amenințat, nu amenințat pe nimeni. Nu amenințat. Dar cine a zis că m-a amenințat? Ușor, mă hala, ușor. Cine a zis, mă? Doamna. Cine a zis că m-a amenințat? Tocmai a spus că nu a amenințat. Păi nu a amenințat, băi. Păi nu a amenințat. Păi dar am zis că m-a amenințat. Păi tu azi, mai devreme asta ai spus. Ce am zis,
am zis că l-am amenințat tot cu tine. Ia-o, amenințat. Bun. Când a fost acasă, mi-a spus să-i dau numărul lui Mocanu, pentru că vorbește la adresa lui și oamenii păi din oraș. Păi tu cum îți permiți să dai numărul lui Mocanu? Da, dar să vorbească. Dar el cum își permite să vorbească despre el? Ei voi, că dar nu vrea și el să-și ceară voi să-i spună. Nu mai ești, nu mai ești la club, dar așa, o dai numărul la o prietenă de-a ta. Omul e persoană publică, poate ajunge. Vreți să-l sun aici în direct, da, ciudat. O să-l sunăm. Bun, chiar vă rog să-l sunați, dacă eu mai am ceva cu omul ăsta. Așa. A zis să-i dau numărul lui pentru că vorbește la adresa lui și am zis nu, că nu, e doar o ceartă între noi, o să se rezolve. Când a vorbit iarăși, o să vadă că se uită la emisiune, i-a spus, uite ce vorbește băiatul ăsta despre tine. Spune-i să nu mai vorbească, că-ți folosește numele în emisie. Chiar dacă n-a zis pe nume, el și-o da seama că... Dar de ce e deja a zis? Dar bineînțeles că i-a spus când am ieșit, dar să recunosc. Păi dacă vorbește despre și o să vadă emisiunea... Eu cred că deja are treabă, fata asta are treabă. Nu-mi pasă ce zici tu. Acum, păi, cum să-i zic? Acum, eu îl sunt pe fostul iubit de 4 ani cu ce scop? Dacă nu țin legătura cu el, nu? 10. 10 ani. Nu țin legătura cu el? Tu de ce ții legătura cu fosta ta iubită? Nu cu toate. Poate cu una, dar zic cu toate. Nu vorbesc la telefon, nu vorbesc la telefon. Când tu ai zis ceva... că vorbești cu Cristina Una. La telefon, tu cu gura Cristina ta... Cristina nu-i fosta mea iubită, tot nici viitoare. Poate va fi ceva la... între noi, dar... Așa, așa, și dacă mai vorbesc. Dacă eu aș vorbi despre ea, tu și tu îi spune să se liniștească, să mai spună toate numele. Mă rog. Nu te bagă în seamă. Mă rog, bun, Bogdan, așa, face semn din mână că nu este așa. Dar cum e Bogdan? Cum e? V-ați amenințat? Nu. Nu, ieri sau alaltă, te rog frumos să dai exclusivitate. Așa. Zi Bogdan. Ieri sau alaltă, când am avut primul conflict cu Andreea, a amenințat ceva de genul că vezi că i-am zis ceva de iubitul ei și a zis ceva de genul că i-am zis iubitul. Și tu ai zis că vezi, poate îți dăm mesaj pe știri sau nu știu cum ai zis tu. Așa. Ok. Am ieșit din emisie, nici n-am intrat, ieșit bine. Apel, număr, sări, mă rog, nu răspund că se mai întâmplă să sune susținătorii, mă rog. Adică ea s-a dus imediat și a dat cu cura. Așa. A, deci nu s-a anunțat de vreo săptămână sau de când zicea. Și nu a văzut el. Acasă. Și da. Nu a văzut el la televizor. I-a zis ea ei că vezi că m-a certat cu Mocanu, scrie. Mi-a spus când a fost așa. Acasă, că am mai văzut scris, o dată. Dacă m-a lăsat să vorbesc, vorbesc. Păi da, mi-a spus când a fost acasă, afară. Mie îmi spui. Adică emisiunea Andreea, asta poate. Lasă-l și tu. Emisiunea asta poate să meargă și fără mine. Și tu ai zis partea ta, lasă-l și pe el. Zi. Dacă mai vorbești, ești afară cu contul. Da, e, că mă interesează părerea, dacă cum miți. Da, să Andreea să spui. Ați vorbit. Nu vreau să mai vorbesc. Ai văzut un număr pe care nu-l cunoșteai? Nu vreau să mai vorbesc. Și apel și mesaj, mă rog, sau ce ai văzut? Și ai sunat? Sau ai dat mesaj? Nu, mi-a dat mesaj. Așa. Și ce ți-a spus? Mă rog, salut, eu sunt băiatul de care tot vorbești. Mă rog, i-am zis că nici nu știu cine ești, nici nu mă interesează, nu-s curios. Mi-a zis Andreea că vorbești de mine, că mă bași pe mine, că nu știu ce. Și i-am zis pe scurt, vreau să zic pe scurt ca să nu intru în detalii. Mi-a scat atât timp cât Andreea știe care e situația și știe că eu știu care e situația. Dacă o scos un cuvânt, am ieșit afară și nu mă mai... atât timp cât Andreea știe că eu știu situația, să-și asumi în cazul în care eu o să explodez. I-am zis și lui, astăzi am ieșit din emisii, că știu care lucruri se pot spune sau nu se pot spune la televizor. El, pentru că e un bărbat cu experiență, să zicem așa, știa despre ce vorbesc și a zis, băi, o mișcare inteligentă, bravo ții. Și am zis, fii atent, răbdarea mea este limitată și că data viitoare să nu mai vină cu afirmații ce-o zis ea și ce-o mai zis ea, că nu se pupă cu realitatea. Nu mi-a zis de tine, a zis de... Nu, mi-a zis mie, în gală, într-o gală. A. Și mi-a zis... Astăzi, eu zis astăzi. Azi? Ai zis? Mă rog, lasă mă să termin, te rog frumos. Tu te și rog să n-am față, ce-i tot temirea ta? Așa, el a zis că ok, nu, dar te rog, nu te mai lua de ea, cu uite, vorbesc cu ea acum, să nu-ți mai zică nici ea nimic. Așa a rămas, ok. Acum, am ieșit și am zis frumos, vezi că Andreea a stricat-o iar și gata, s-a terminat cu răbdarea, îmi pare rău, am avut răbdare cât am avut, s-a terminat, nu mai am răbdare, nici eu, nici Jador. I-am evitat să spun numele lui în emisiune, l-a spus Jador astăzi, i-am zis, vezi că ți s-a spus numele, nu vreau să bag râcă pentru că nu-i, chiar n-am niciun interes nici la Andreea, nici la el, nici la nimeni, nu vreau să bag râcă, te pun în temă, vezi că am observat un gest mic de la Andrei când i-a zis Jador a făcut o glumă cu buza ei și a început că, a, adică îl faci bolnă sau ceva și mi-am dat seama că ea o să meargă la el și o să înceapă să-i spună, vezi că te-a făcut Jador cu oși cu oțet. E normal să zică. Mă rog, Jador a insinuat că tu ai făcut și da. Că de-aia ai pupa aia la gură? Așa are ceva bol. Ha. Nu a zis nimic de bol, nici nu a precizat, nici nu... Dar ce ai ala?
Dacă, așa. Când faci, ți-apare. Așa, mă rog. Hai, și hai, el... Dacă se numește... Auzi, mai. Se numește herpes. Herpes. Herpesul arată că organismul vreți, nostru este zăbrăvit. Vreți să vă spun definiția herpesului? Vreți? Vă spun. Îți spun eu de la ce apare. Herpesul se poate atașa în zonele umede ale corpului. Vă să fac și la... Papa, cum el face herpes la... Înseamnă că tu știi mai bine. Liniștește-te, te rog din tot sufletul meu. Dacă vorbim de herpesul care ne apare, scot cuvinte pe gură de care nu sunt mândru. Faci de râs, du-te, că te faci de râs. Jador, dar vină înapoi, cea mai bună mișcarea ta. Jador, pa. Nota 10. Bogdan, Andra, ce probleme aveți? Nu are nicio problemă. Am nicio problemă. Elucidat toate problemele. V-ați despărțit? Nu știu, o să mă gândesc. Cum? Așa, o să mă gândesc. Sunt prea încălzit acum ca să... E supra-încălzit? Trebuie să răcim puțin. De ce nu ți-ai luat cooler? Să te ajute să te răcești un pic. Că ești încă în procesare, spune Andra. N-am înțeles, n-am prins-o de la început, n-am auzit. Un calculator, când se supraîncălzește, are nevoie de un cooler. A, cooler, am înțeles guler și nu știam. Uite-te încoace la mine ce-ți spun. Nu te pune cu nervii mei. Ok, scuze. Poți să ai lipsă de bun simț față de oricine vrei tu, din această încăpere. Cu toate că n-ar fi frumos, dar nu față de mine. Ok, scuze. Mamă, ai mai spart o ușă și nu ai plătit-o. O plătit. Nu sparge ce nu este al tău. Ok, da, mă, scuze. Bun. Ce problemă aveți? Nu avem. Din punctul meu de vedere nu mai avem nicio problemă. Dar ce s-a întâmplat? De la ce a plecat supărarea? Nici nu mai contează. Atâta timp cât am tras concluziile mele în capul meu, nu mai. Ce concluzii? Așa, nu cred că asta e femeia care vreau să mă reprezinte pe mine în societate. Nu cred nu că asta... că este femeia care... Vorbește un pic mai tare, că nu am cum să te aud. Nu mai pot să vorbesc. Te rog! N-are vlagă, doamne. Am zis că nu cred că este femeia care vreau să mă reprezinte pe mine în societate, nu cred că este femeia care aș vrea să fie gen mamă copiilor mei. De ce? Așa, pur și simplu, am observat... Aș vrut să zic chestia asta, mi-e rușine. Am observat... Tu te, bă, că-ți dau un șilap în față. Am observat comportamentul ei, limbajul ei... Fii, nu se gândește, chiar nu trebuie să te gândești tu? El? M-am uitat la... De ce? Pentru că s-a certat cu Jador? Păi nu știu că i-am greșit. Eu sunt femeia care... Nu, modul în care s-a certat, faptul că nu a observat eforturile mele... Păi dați vorbele lui Jador, ce ai? Ți-a spus că am mers în baie să stai, să-ți dea mesaje, să vorbească, am auzit tot ce ai. Despre ce vorbim? Și știe destul de bine ce poamă ăsta, adică tac, 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 dar de o lună încoace mă atacă și îi spun Bogdan... Avem încă filmări, când ne-a spus afară și ne-am certat, zic, băi, Bogdane, spune la Jador să nu se mai bage. Săptămâna trecută nu am fost prezentă, aducea poze. Acum două săptămâni eram prezentă, Roxana nu era prezentă, o suna, dacă poze, vrea... provocări. Bine, să Roxana îți dă pe gură. Astăzi dimineața a început și a zis, vezi, Roxana, că iubitul tău, ca și cum el ar fi fost împreună cu... Și el nu a spus nimic. Eu și Jador ne sfătuim, tu te-ai băgat peste mine, lasă-mă să vorbesc. Eu și Jador ne sfătuim mai mereu, dar de data asta... Da, prietenul tău, vezi că cu el o să fii toată viața. Eu cu Jador ne sfătuim mai mereu, dar... Sau aveți niște cântări, sau cum? Poți să vorbesc sau... Da, vorbește. Că eu... Eu și Jador... Nu-i sensibililor, dar trebuie să stăm să ne amenințăm așa, pot să vorbesc sau ies? Păi nu mai pot, Andrei, am ieșit păi de patru ori și m-am abținut, nu am vorbit, nu am exteriorizat. Nu credeți că ne-ați plictisit un pic, nu credeți că deranjați? Păi dacă ne-am plictisit și deranjăm, putem să plecăm liniștiți. Plecare, ne-am plictisit și noi. Păi nu, astea sunt amenințări, știți, dacă îmi dați mie prioritate, eu plec. Nu sunteți capabili să vă exprimați? Ba să mă exprim, pot, dar dacă nu suntem lăsați, dacă nu suntem lăsați. Păi voi lăsați? Astăzi am lăsat. Tu ai lăsat-o pe ea să vorbească? Cum să nu? Dacă tu ai lăsat-o pe Andreea Pirui să vorbească? Eu am lăsat-o și pe Andreea și pe Andra, dar Andra nu i-a ajuns rândul, vorbeam eu. Jador nu m-a lăsat, bun, tu m-a lăsat. Vorbește că ți-l las. Așa, continuă. Îmi cer scuze că... Așa, am observat reacțiile ei, am văzut cum face, am văzut cum nu observă eforturile mele, am văzut... Ce, până acum n-ai mai văzut-o certându-se? Ce anume? Până acum n-ai mai văzut-o certându-se? Halul ăsta, nu. Nu a văzut eforturile mele când eu i-am zis lui Jador, i-am făcut semn, băi, liniștește-te și așa, au văzut că am intrat... Că n-ai spus nimic, mă cunoaște, trebuie să taci. Au văzut că mă cunoaște cel mai bine din casa asta. Că mințește, doamne, nu poți să tac, nu, că mințește. Cum? Mințește? Mințește, da. Minte.